Acum, oficialii Comisiei Europene analizează posibilitatea de a impune o reducere a emisiilor cu 60% până în 2030, mult peste obiectivul de 37,5% menționat inițial. Până în 2035, obiectivul ar putea fi de reducere cu 100% a emisiilor. Proiectul a fost prezentat la 14 iulie, apoi a intrat în discuția statelor membre și a Parlamentului European. Este un plan amplu legislativ menit să combată schimbările climatice și atingerea obiectivului de a deveni până în anul 2050 primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Propunerile vor fi negociate în următoarele luni. România, din păcate, baza materială, veniturile oamenilor nu permit schimbarea așa cum impune Uniunea Europeană. Noi suntem un pic mai în spate. S-ar fi normal că sunt herburi de 20 și ceva de ani și nu zic, oamenii nu au făcut kilometri. Bunii merg pe drum, dar știința e înainte și mașinile noi sunt perfecționate, sunt bune. Acum asta este, o mașină nouă nu poți să pui cu una veche. Problema este că vrea să facă ei, ascult și eu la tot felul de analizi de ăștia. Ce vor face cu bateriile ăștia electrice? Unele le distruge. Uniunea Europeană a anunțat o serie de măsuri legislative din planul său pentru combaterea schimbărilor climatice, măsuri care trebuie aprobate de cele 27 de state membre ale blocului și de Parlamentul Uniunii Europene.